se lucrează acum și la un EUAI Act. Premiza este că UE își poate asuma un rol de lider în ceea ce privește dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale în scopuri bune. Cum spuneam, nu e totul doom and gloom despre inteligența artificială și UE vrea să puncteze în acest sens. Văd acest act legislativ mai degrabă ca pe un motor pentru inovație, dar dacă va fi nevoie, sub incidența lui ar putea intra și, de exemplu, obligația platformelor de a semnala utilizatorilor conținutul generat și distribuit prin AI. Și tot aici ar putea intra prevederi despre guvernanța mecanismelor de depistare, transparență sau protejarea drepturilor utilizatorilor. O să dau puțin din casă, cum a dat și Dan, în propria noastră practică, la You vs. Disinfo, analiștii noștri utilizează inteligența artificială pentru a îmbunătăți capacitatea noastră de depistare și de reacție rapidă. Baza noastră de date, care este o colecție de peste 16.000 de incidente de dezinformare sau tehnici de manipulare, este deschisă oricui este interesat să hrănească inteligența artificială în încercarea de a stabili tendințe sau metanarative sau de a dezvolta tehnici de dezmințire sau desconspirare. Deja un număr destul de mare de universități și cercetători independenți au acces la baza noastră de date și cu rezultate promițătoare. Nu ne ferim să admitem că experimentăm de ceva vreme cu AI generativ și în produsele noastre publice. E destul de tentant, se trebuie precizat că produsul final este întotdeauna în mâinile editorilor noștri și niciodată absolut nimic din ce publicăm nu este automatizat sau amplificat artificial sau microtargetat. Sper că nu idealizez spunând că ne îndreptăm către acel răspuns total la care m-am referit mai devreme. Atunci când nimeni în societate și în guvernanță nu mai are niciun dubiu privire la prejudiciile aduse de dezinformare, securității colective, stării de sănătate a discursului public, încrederii și coeziunii în societate și între societate și guvernanți, putem spune că suntem pe drumul cel bun.